Până în 28 octombrie, fermierii care dețin taurine pot depune cereri pentru a primi subvenția pe cap de animal. În Mehedinți a fost selectată o singură asociație care poate elibera certificatele de crescători de animale. Mai mulți fermieri au reclamat însă faptul că asociația, în cauză, profită de faptul că deține monopolul adeverințelor. Concret, li s-a impus fermierilor înscrierea în organism, dar și plata unei cotizații lunare. Va condiționa cumva să adera și la această asociație? Da. Așa zic, că nu ne dă adeverință dacă nu dăm bani. 55 lei de vacă. De cealaltă parte, reprezentanții asociației se apără și susțin că nu au cerut niciun leu pentru eliberarea adeverințelor. În plus, s-a înscris în asociație doar cine a dorit. Oamenii au venit aici ca să le eliberăm adeverințele de crescători. Există și o taxă pentru aceste adeverințe? Nu, adeverințele sunt eliberate gratuit. Cei care vor trebuie să plătească o cotizație ca să putem să-i băgăm în bază de date. Pentru a ne putea băga în baza de date, să luăm 50 lei pe cap de animal ca la anul să beneficiem că suntem înscriși într-o asociație și la anul să fim siguri că o să mai fim în asociație ca să putem să ne mai facem iarăși dosarul pentru animale. Va condiționa cineva să vă înscrie și în aceasta? Nu, am avut două vaci care le-am sămânțat cu montatorul, pentru alea n-am plătit și pentru a treia care am plătit 5 lei. Adeverințele de crescători de taurine se eliberează doar din drobeta Turnul Severin de la sediul asociației aflat în clădirea care aparține Direcției Fitosanitare.